cură. E cură, da. Ține cură. De ce nu-i spui nu așa cum este? Da. Deci, domnul președinte își pregătește, ca un gospodar, da, aici din, trebuie să vedem timp. Dimensiunea sa gospodărească, din timp o ține cură. Da. Lumea spune, ce te stresezi, Claus? Că până la finalul anului, oricum îi ciugulești pe ăștia de bani. Da. Pe rămânași. Mai e. Dom'le, un om prevăzător n-ajungea aici dacă aștepta în ultima secundă să identifice variante. Își pregătește, dar n-a spus în clar, mi-a plăcut, a fost atât de discret. Dom'le, atât de discret, aveai nevoie de dicționar să descifrezi. El s-a dus acolo și a spus, e nevoie, că e nevoie, nu? E nevoie. E nevoie. E nevoie de cineva să ocupe funcții importante la nivelul Uniunii Europene. Nu poți să contrazici asta, da? Asta e clar. Funcții importante există la nivelul Uniunii Europene. Și oameni care să le ocupe, absolut necesar, deocamdată... Se caută. Sau roboți, nu știu. Momentan da, nu. Momentan. Sau roboți. Da, am zis. Dar momentan nu. Și a zis, normal ar fi o Românie normală, o Europa normală... Că normal ar fi. Să primească și... cei din Estul ar fi Europei. Un dezastru să nu primească. Dacă nu primesc funcții importante cei din Estul Europei, devine eurosceptici. E o mare problemă pentru dumneavoastră. Și continuarea firească era, eu nu spun să mă puneți pe mine. Trebuie cineva înalt, blond, blond și din România, SAS la origine, care a fost președinte două deci, mandate. Vă alegeți dumneavoastră pe cine? Klaus Werner Iohannis, dacă mă întrebați, dar nu mă întrebați. Deci omul s-a cerut numit în funcție, Radu. Doamne, ce rușine mi-a deci, fost el a argumentat o teză, de altfel... Mi-era o rușine. Prizabilă. Da. Aceea că funcțiile importante la nivelul Uniunii Europene trebuie distribuite într-o manieră corectă. Trebuie să dai și este europenilor ceva ca să nu alimentezi cum să, singurătatea instituțională da, a vesticilor. Da. Bă, dar nu poți când tu râvnești la funcția de spui, doamne, trebuie să o dați unui este european... blond, înalt, președinte în exercițiu, care vă vorbește fix acum. Domnule, a fost... Mie spuneam clar, vă rog frumos să nu mă uitați și pe mine cu o să-l urmărim funcția. Imediat. Ce vreau să remarc este că ne vâră și pe noi cumva în această activitate a sa de identificare a unei sinecuri. Adică suntem cumva parte din acest proces. O să-l ascultați, Klaus Iohannisson. Vă rog. În ce mă privește pe mine, nu cred că este momentul să fac speculații. Sunt președintele României, sunt membru în Consiliul European, unde după alegerile europene se vor discuta toate aceste poziții. După părerea mea, ar fi inadmisibil ca nicio poziție să nu fie ocupată de o persoană din noile state membre, adică din partea de Est. Domnule, și îmi place și cum o duce, îmi place și cum o duce, e un pic mai completă declarația, dacă o găsim, e poate grozav, că are o spectacol, ați împuținat din ea dacă dați doar atâta, deci asta este sigur. Era e, prea mult adus. E ceva, nu e, e important, bravo, mi-a plăcut, dar vine și spune în felul următor, că așa așează, ne vâră și pe noi în această activitate. Pentru și că pentru noi cere funcțiile alea. Da. Păi da. Pentru noi. Pentru noi. Pentru noi români. E clar. Spune dacă o găsiți declarația completă că așa mi-ar fi fost așa, de folos. Da, până o găsim, spune-o tu. Zice în felul următor. Domne, zice, da, dacă să nu existe o stare cumva de neîncredere a oamenilor de aici, din Estul Europei, da, față domne, de un european. Nu ai înțeles că ceea ce face Klaus Iohannis se numește sacrificiu de sine? Deci el se sacrifică într-o funcție importantă la nivel european ca să mențină euroscepticismul în niște limite minime. În Estul Europei. De ce? Vă... Est-europenii clocotesc pentru că nu au om în funcție importantă la nivelul Uniunii Europene. El și zice, puneți-mă dracului pe mine acolo ca să pot urgent, liniști lucrurile. Eu am treabă, dar... Că el oricum e cu ei. El, păi el are da, medalie de prietenul Austriei. E prietenie, e prietenie mare, dar important este că ne vâră pe noi toată treaba asta. De ce? Pentru că, domne, ca să ne liniștească, deci prezența lui acolo într-o funcție, o sinecură dobândită de el, ne-ar liniști și pe noi. Deci el cumva insinuează ideea că noi avem o stare de tensiune în relație cu Europa pentru că nu are el o sinecură obținută. Și în momentul când va avea o sinecură, domnule, ne mai relaxăm că și noi. Tu crezi